În decursul zilei de ieri, președintele Consiliului Județean Mehedin Țiala din Giurgescu a efectuat o vizită de lucru împreună cu colegii din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean Mehedinți pe drumul județean 607C, unde în perioada următoare vor demara lucrările de execuție de-a lungul localităților Ilovița, Bahna, Podeni, Malarișca și Balta. Se va interveni pe diverse tronsoane, însumând peste 20 de kilometri din DJ-607C, principalele lucrări fiind de asfaltare între Ilovița și Bahna. Pe o porțiune de 3 kilometri, asfaltare pe tronsonul Podeni, intersecție cu drumul comunal 3 ce duce spre Cireșu, pe o porțiune de aproape 1 kilometru și pietruire de la DC3 până la ieșirea din localitatea Malarișca, pe o distanță de 3 kilometri. De asemenea, apele vor fi dirijate prin dispozitive de scurgere, precum rigole, betoane, șanturi și podeze transversale. Lucrările sunt realizate de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri de la bugetul județului și fonduri guvernamentale. Este un drum pe care Consiliul Județean Mehedinți îl avea în atenție de ceva timp, dar din păcate fondurile europene nu au putut acoperi investiția pe toată lungimea celor 37 de kilometri și ar fi fost nevoie de o contribuție de peste 50 de milioane de lei din partea Consiliului Județean, sumă mult prea mare pentru a acoperi bugetul județului, mai ales că în acest moment sunt foarte multe proiecte în implementare. Județul Mehedinți este un șantier în lucru și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Giurgescu, care a acordat de fiecare dată o atenție deosebită tuturor proiectelor ce au vizat cele mai importante domenii pentru ridicarea nivelului de trai al cetățenilor județului nostru.